Nu cred! Nu te cred, dude! Oh my god, ce frumos am câștigat! Brawl Stars, dar dacă văd Buster, videoclipul se termină. Acesta este challenge-ul spus de următoarele persoane. Mariana Alex, Costina Daria, Buster Got Busted și Andy Marinescu. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest comentariu. Motivul pentru care fac acest challenge este pentru că sunt o grămadă de comentarii în care lumea mi-a spus să fac acest challenge. O grămadă, bine, sunt... Cred că niciodată n-am avut 4 comentarii care să facă referire la același challenge. Așa că ăsta e motivul pentru care fac acest challenge. Înainte de a începe, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe cel de abonare dacă vreți să fiți la curent cu ceea ce mai facem noi pe canal. Hai să ne și noi ce mai avem pe aici pe shop. Și ca idee, exceptând loading screen-ul, bineînțeles, bănesc că v-ați fi așteptat la chestia asta, pentru că o grămadă de challenge-uri care... Spuneam că, bă, dacă vă brawlerul respectiv, videoclipul se termină, foarte multe challenge-uri s-au terminat de la loading screen, așa că o să facem o excepție cu loading screen-ul. Așa că, hai să dăm drumul. Da, joc cu 8 bill la solo, da, știu. Pentru că am misiunea, așa că, ana mea. Și pe lângă asta nici nu mă interesează dacă pierd, dacă câștig. A început să nu mă mai interesez de chestiile astea, știi? Pana mea. Ăla face timp. E clar, au omorât leonul. Nu prea aș vrea să mă bag eu în centrul atenției. Așa că... Ok. E bine că am gadgetul acela de teleportare. Bro, lol, am crezut că mi s-a blocat telefonul, dar nu mi s-a blocat pentru că... Da, rămăsesem blocat în lângă un craniu din acela sau ce pui mei o fi. Nice. Bine, mă, bine. Hai, lasă-mă în pace. Da, mă, bifă, du-te în pui mei, așa. Vreau omul bifă, ești nebun. Vreau omul team, ești nebun. Da. Bă, și nu uitați în comentariu cu ce challenge-uri să mai facem. Extrem de important, dacă vreți ca această serie să continue. Deci este extrem de important, chat. Bă, și până acum n-am văzut deloc Buster, pe bune. Bine, la solo cred și eu că nu o să văd Buster, așa că o să schimb game modul. Cel mai probabil o să dau pe un hot zone, pentru că acolo am văzut că se folosește Buster frecvent. Așa că... Ok. Hai că se bag băieții ăștia. Eu mă bag pe mid. Mă bag pe mid așa frumos. Bam bam. Dar ăla a stat să-și facă viața, bă, frate. Sărgiule. E clar, acum dă target pe mine. Ești nebun că am încercat să-l omor. Jesus Christ, cât de toxic e, bă. Bă, cât de toxic poate să fie copilul ăla. Ok, mă rog. Ok. Hai să dăm pe alt game mode, pentru că aici nu prea cred că o să am șanse sincer să dau de un Buster. Așa că hai să ne jucăm noi Hot Zone. Uite că am misiune la Hot Zone, e perfect. Deci orice, dar nu Showdown, pentru că la Showdown nu o să dau de Buster. Oricât aș vrea eu. Așa că vreau să mărim șansele să dăm de un Buster. Așa că... Sper să avem noroc. Bă, îmi moare telefonul. E clar. E clar. E clar. Da, nu, n-am ce să fac. N-am ce să-i fac. Asta e. Asta e, dacă nu vrea, nu vrea. Lol, frate. Îmi place că cumva am reușit să-i fentez pe băieții ăștia. Ne, îi las și mă duc aici. Ba, piciorul.
Îi las, bro. Ia du-te în pui mei, dar cât vrei, fratele meu, să te las să mă omori și să faci ce vrei tu? Dă-te în pui mei să te duci cu ăla lui, cu... Nu știu cum n-ai vizit, spunea la brawlerul ăla. Sprout, mă, așa. Hai că mi-am adus aminte până la urmă. Game not over. Păi ești nebun. Hai mă, dă-i în ăla. Așa. Hai că e bine, hai că e bine. De fapt, ba, nu e bine că ne facă aia 100%. Sau? Nu cred. Nu te cred, dude. Oh my god, ce frumos am câștigat. Dă-te-n pui mei. GG, băi, și fete, GG. GG, nu-mi vine să cred așa ceva. Bă, ce-a fost, bă, meciul ăla, bă? Wow. Și eu care am crezut că băieții au făcut zona, știi? Mamă, e clar. Au fost prea buni băieții ăștia, frate, când au stat la zona aia să-mi bag piciorul. Azi vine următorul meci. Bă, dar nu-i Buster, mă. Nu e Buster, mă. Sau poate că nu o fi harta bună de Buster, știi? Se prea poate. Bro, serios? Ești bun, mane. Ești bun, Mortise. Omul meu se bagă în ei, frate, când vede că e un Buzz și un Surge. Să-mi bag piciorul. Atât de mult îl duce mintea pe om, ești nebun? Ai de capul meu. Așa. Mă, dar, bă, uite, bro, cât de prost e Mortisul meu. El efectiv stătea. El stătea să-și facă Buzz super-ul pe el, ești prost? Bro, îl duce mintea, mă, pe Buzz, ești handicapat? Fă bune. Fă cuvântul meu de nu-l... Bă, cel mai mare pro player de Brawl Stars din 2022, ești prost? Fă bune. Da, e clar. E clar. Nu, n-am cu cine chat. N-am cu cine, bro. Eu mă joc cu Mortisul ăsta, bro. Băga-mi piciorul în el, că sunt curios câte trofee are. Să-mi bag piciorul în el de Mortis. Sunt curios câte trofee are prostul ăsta. Uite, are level 10. Uite-l, bro, are 32.000 de trofee. Nu le merită. Nu le merită, bro. E un... Bă, chiar nu știe să joace, băga-mi piciorul. Ok, schimbăm pe Brawl Ball. Pentru că aici nu știu dar în ce măsură o să... Avem un Buster în meci. Mamă, nici aici nu cred. Nu prea cred că o să reușim să avem Buster în meciul ăsta. Ok. Nu prea cred că o să avem Buster în episodul ăsta, pardon. Am vrut să zic, nu știu dacă am zis. Nu prea cred că o să avem Buster în meciul ăsta. S-ar putea să fi spus chestia asta, ceea ce e greșit. Bro, Mortise. Uaileu. Ce face Frank-ul la Ravage, ești prost? Face nebunii pe aici. Ok. Ok, hai că ați și-a dat alea pe mine. Hai. Bravo, bossule, bravo, bossule. Ui, hai că joacă Mortisul ăsta. Ăsta joacă mai bine. Parcă. Ok, a încercat să te asupru pe mine. Bă, da, să-mi bag piciorul în el de gadget, că se mișcă mult prea încet 8 bit-ul. Se mișcă mult prea încet, frate. Mamă, și cu zlone și cu 8 bit, ești nebun? E clar. Nu trebuia să-mi pun superul, dar n-aveam de unde să știu că o să se dea gol, așa că...
E GG. E un meci mai prost, cum s-ar spune, că mi-am dat gadgetul și GG că... Na. Au dat băieții gol. Bun, bun. Hai că am reușit să apăr aici. Ia uite, am făcut două kill-uri, nebunie. Bravo. N-au șanse, bro, n-au șanse, bro. Bine, mă, băiatule, bă. Bine, mă. Uite, am făcut aici o misiune. Nu, nu o să dau play again. Nu. Nu știu, nu m-aș simți ok să dau play again. Bă, dar acum avocam și eu aici niște puncte. Bă, ce credeți că ar trebui să fac? Să strâng punctele acestea pentru skin-uri să le iau? Sau să le dau pe bănuți, pe power-up, pe chestii din astea? Ce spuneți? Ziceți în comentarii dacă ați ajuns până aici la videoclip. Și răspundeți la întrebarea asta ca să știu dacă ați ajuns până aici la clip. Dacă v-ați uitat până acum la tot clipul. Știi? Ok, bun. Bă, își păstrează super, mă, ești nebun la cap. A încercat bazul. A încercat el. Bă, dar faza e că mie moare telefonul, ești nebun? Hai să vedem. Bravo, lol, bă, cum a dat ăsta gol. Bine, mă. Bine, mă. Nu, nu o să-l las să dea, nu o să-l las să dea în gadget. În super, pardon. Nu o să-l las. Bun, bravo. Hai că e bine. Bă, dar momentan chiar n-are rost să mai dau gadget-ul, ești nebun. Hai că nu mai contează, i-am băgat win. Mare win ce-am băgat. Împreună cu băieții ăștia, ei m-au ajutat să cară, că na, eu am un telefon panoramă și nu prea face treabă, știi? În fine, hai să mai băgăm, că văd că sunt 12 minute de filmare la mine, acum nu știu câte minute o să aibă filmarea. Când o să o editez. Mai merge un meci acolo, un meci bare. Și cam ăla cred că o să fie clipul. Dar aparent nu am dat de ăsta, n-am dat de Buster în episodul de astăzi. Un meci mai prost pentru mine. Da, a jucat bine. Joacă bine băieții ăștia. Cea mai proastă acțiune pe care ar fi putut un Frank să o facă, ești nebun. Cea mai proastă, bro, decizie pe care a putut Frank-ul să o aibă. Să-mi fac piciorul, bă. Dar de ce trebuie să mă joc cu genul ăsta de player? Bă, dacă îl vezi așa departe, de ce n-ai bazat superul? Că poate ușor să se ducă înapoi și după să ratezi superul, în pana mea. Cât de greu să fii de cap? Ia uite-l și pe ăsta cu Gale-ul. El vede că îi dă pasă lui Mortis și el își de super, ești nebun? Bravo, mă, bă, sunteți bine pe IQ azi, să-mi bat piciorul. Sunt pe IQ, băieții mei. Sunt prea șmecher pe jocul ăsta, ești nebun? Da, nu, n-am, deci n-am cu cine, frate. Dacă eu stau de unul singur și mă bat cu ei, nu, eu n-am ce să fac. Eu mă joc cu proști, efectiv, proști, că altfel n-ai cum să-i numești. Bă, ăștia când joacă, ăștia nu gândesc, mă. Să-mi facă piciorul. Dă, bossule, mingea aia, pasează-o, mă. Da, prea târziu mi-ai pasat-o, ești nebun? Prea târziu. Lol, bă, nu cred că l-am făcut pe ăla. Hai, mă, dă-i.
Ah, bravo, mă, ai jucat bine, ce ai? Te-ai chinuit, te-ai rupt, ești nebun. Nu, no, n-am, deci nu am ce să fac, bro, că ai mei mor de fiecare dată, uite-te la Franco ăla numai. Băi, el nu știe să se ferească, el nu știe să dea superul să distrugă acolo zona aceea, nu știu, să-i, cumva să-i pună sub presiune, bro. Nu, și Gale-ul meu dă superul aiurea, nu am cu cine să mă joc, asta e. Cam ăsta a fost episodul, băi și fete, sper că v-a plăcut. V-am zis, nu uitați de un comentariu cu ce challenge-uri să mai facem, dacă mai vreți să facem challenge-uri de genul pe viitor. Și nu uitați de butonul de like și pe cel de abonare, pentru că mai avem foarte puțin și facem 3000 de abonați. Mai avem nevoie de 22 de abonați, ca idee. Și facem 3000 de abonați. Așa că haideți cu share-ul acela. Am dat din greșeală aici, mă rog. Vă mulțumesc pentru vizionare. Ne auzim data viitoare. Pa, pa!